căror nume, al cărui nume fusese vestit. Și a zis, Ioan Botezătorul l-a înviat din morți și de aceea lucrează aceste puteri prin el. Alții ziceau, este Ilie. Iar alții ziceau, este un proroc, ca unul din proroci. Dar Irod, când a auzit lucrul acesta, zicea, Ioan acela căruia i-a tăiat capul a înviat din morți. Căci Irod însuși trimisese să prindă pe Ioan și legase în temniță din pricina Irodiadei nevasta fratelui său Filip, periculoasă de nevastă. Și Ioan, zicea lui Irod, nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Irodiada avea de cas pe Ioan și vrea să-l omoare, dar nu putea. Căci Irod se temea de Ioan. Așa spune Biblia. Dar de ce? Fiindcă știa un om neprihănit și sfânt, îl ocrotea și când îl auzea de multe ori stătea în cumpănă, neștiind ce să facă și o asculta cu plăcere. Totuși a venit o zi cu bun prilej când Irod își prăznuia ziua nașterii și a intrat la ospăț și a dat un ospăț boierilor săi, mai marilor oastei și fruntașilor Galilei. Fata Irodiade a intrat la ospăț, a jucat și a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Împăratul a zis, fetei, cerem orice vrei și îți voi da. Apoi a adăugat cu jurământ, o, ce-mi vei cere, îți voi da, fie și jumătate din împărăția mea. Fata a ieșit afară și a zis mamei sale, ce să cer? Și mama sa i-a răspuns, capul lui Ioan Botezătorul. Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat și a făcut următoarea cerere, vreau să-mi dai îndată într-o farfurie capul Ioan Botezătorul. Împăratul s-a întristat foarte mult, dar din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeților n-a vrut să zică nu. De fapt, nu mai putea. A trimis îndată un ostaș de pasă cu porunca de a duce capul lui Ioan Botezătorul, ostașul de pasă. S-a dus și a tăiat capul lui Ioan în temniță. L-a dus pe o farfurie, l-a dat fetei și fata l-a dat mamei sale. Ucenicii lui Ioan, când au auzit acest lucru, au venit și au ridicat trupul și l-au pus într-un mormânt. Există un rezumat al acestei relatări pe care vreau să-l citesc. Evanghelia după Luca, capitolul 3, versetul 18, la 20. Trei versete. Închiderea lui Ioan. Astfel predica Ioan norodului Evanghelia. Și dădea încă multe alte îndemnuri. Dar călmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip și pentru toate celelalte rele pe care le făcuse, a mai lăugat la toate celelalte rele și pe acela că a închis pe Ioan în temniță. Doamne, în seara asta, la ziua pe care Tu ne-o dai, vrem, Doamne, să mai adăugăm un ceas de părtășie, două, să mai adăugăm o rugăciune, o cântare, un cuvânt de la Tine, și îți mulțumim că ne dai harul acesta. Îți mulțumesc pentru frații prezenți aici. Mă rog, Doamne, să binecuvânți adunarea aceasta și locul acesta. Și în această seară, Doamne, știu că doar cuvântul Tău poate atinge inimile noastre. Vrem să-L punem la inimă. Cercetează-ne. Și te rog, fă-ne o cercetare de aproape. Cercetarea din această seară, Doamne, să fie în vederea mântuirii, a ridicării, nu a condamnării, Doamne. Te rog,
mai dăm un cere, Doamne. Aleluia. Ce-am putea face fără Tine? Slujitor fie, cântăreț fie, mesagerii Tăi, Doamne. De câte ori, Doamne, ne ridicăm în numele Tău, Te rog, deschide ușa de cuvânt. La Maranata, în seara asta, deschide ușa de cuvânt. Doamne, deschide inimi. Deschide sufletul. Deschide urechile, Doamne. Deschide ochii. În numele Lui Iisus Hristos, m-am rugat. Amin. Puteți să vă reașezați. Dumnezeu să primească închinarea pe care am adus-o. Rugăciunile, cântările cântate. Aș fi vrut să cânt și eu cu frații, dar mă tem pe încurc. E frumos să lăudăm pe Domnul. E frumos și nu doar frumos. E și sănătos. Am văzut în timp ce se cânta. V-ați deschis sufletul. Spuneți-mi, există vreun tratament mai bun decât cântarul și părtășia există pentru suflet. Când ne hrănim trupul acesta cu cer, îl hrănim, mulțumim Lui Dumnezeu că avem cu cer, da? Și sufletul are nevoie de cer. Și când îți deschizi inima prezența Domnului, sufletul este violat. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este plăcut, dulce. Este ca un delemnul de preț. Și mereu spun din psalmul acesta, carbonarea întotdeauna nu e una oarecare, întâmplătoare, nu e întâlnirea de nu știu unde. Un delemnul era un element sacru. Părtășia este una sfântă. Nu e una așa de rutină, din obișnuință. Că e duminică, că e luni, că e marți, că e într-o altă zi, că e dimineața, că e seara. Adunarea făcută în numele Lui Dumnezeu este una sfântă. Și apoi spune, este ca roa. Ca roa. Roa împrospătează, înviolează. Și mulțumim Lui Dumnezeu, am dat slavă Lui Dumnezeu când am văzut că ne înviolează inimile prin cântare. Mi-aș dori să o facă și prin cuvânt. Însă, vedeți cuvântul ăsta, însă, deja atrage un pic atenția. Însă ce? Aș vrea eu să aduc altceva decât înviolare? Departe de mine gândul acesta. Departe de mine. Da, știu ceva. Citind pasajul, al doilea pasaj, știu că lucrarea asta, dincolo de eticheta ei, nu este atât de simplă, de ușoară. Și nu spun asta să mă plâng. Și spun asta din pricina responsabilității predicării Evangheliei. Cât de vorbit, se vorbește mult astăzi. Nu vreau să se creadă că aș fi singurul care predică Evanghelia. Mă silesc să o predic. Evanghelia. Uitați ce spune versetul 18. Așadar o paranteză în introducerea, înainte de introducerea mesajului. Astfel predica Ioan Evanghelia. Nu știu cât l-a chemat pe Ioan la evanghelizare astăzi. Nu știu. Nu știu. Vă mărturisesc ceva cu umilință în această seară. M-a sunat săptămâna trecută cineva din Arad.
Pusesem la ei în urmă cu un an și ceva, chiar în seara în care mama decedase. Eu veneam dinspre la acasă, de la o biserică. Nu vă spun numele, o că ar fi ceva rușinos. M-a sunat că nu mai merg la ei. Vreau să fac, dacă pot, voi veni. Și când ai venit prima dată și ai fost anunțat să vii la noi, de ce nimeni nu vrea să slujească cu dumneatale? Când am auzit asta, dar am zis, de ce? M-ați chemat și nu ați să slujiți cu mine, dar de ce? Frații s-au temut. Dar de ce v-ați temut? Să vă spun eu de ce s-au temut. Las doar să se înțeleagă. Poate ceea ce vă spun în seara asta atrage atenție, dar mă tem să atragă atenție. Când predic Evanghelia, tremură inima. Marele Apostol Pavel spunea Corintenilor, când am venit la voi, mă simțeam atât de liber să vă predic, că eram obișnuit cu asta. Mă simțeam în largul meu la predică. Și eu spune, Pavel spune, nu, când am venit la voi, eram fricos și plin de cutremur. Plin de cutremur. Despre Iisus, cineva a făcut o observație extraordinar de profundă, de interesantă. Cu toate că era cel mai mare învățător al tuturor vremurilor. Și este. El se simțea în largul lui în rugăciune cu Tatăl și stingher în fața oamenilor. Nu i-am dus ei glasul. Cu siguranță că eu uneori mai ridic tonul. E vai de noi dacă ne simțim în largul nostru în față. E vai de noi. Și dacă ne simțim stingeri, străini, în cămăruță cu Dumnezeu. E vai de mine atunci când mă ridic și las mintea să-mi spună, le spui predica asta și te duci acasă. Cu seara asta de 3 aprilie 2023 nu mă mai întâlnesc niciodată. Poate că seara asta, în seara asta, sufletele unora de aici, fi pus în cântar. Și dacă nu cântăresc cu Evanghelia, voi fi responsabil de ce se întâmplă cu sufletele acelea. Astfel predica Ioan Evanghelia. Astfel. Eu cred că Ioan n-ar fi chemat pe la evanghelizări astăzi. Pentru că el nu menaja pe nimeni. Când au venit liderii religioși să primească botezul, i-a numit pui de năpârți. Pe liderii politici, care ne curtează odată la 4 ani, eu nu știu dacă Ioan și-a fi făcut poză cu Irod Antipa, nu știu. Apreciați dumneavoastră dacă și-a fi făcut poză cu el. Pentru că trăia în adulter, i-a spus, nu-ți este îngăduit să trăiești în adulter. Chiar dacă tu spui că nu te raportezi la legea lui Israel, nu-ți este îngăduit. Asta predica Ioan. Și obișnuiesc să spun despre Ioan, că predica Evanghelia în două culori. Alb și negru.
Adevărata Evanghelie nu are trei culori niciodată. Când auziți o Evanghelie care o culoare gri, că se poate și așa, se poate oricum. Indiferent ce spune cineva, cât de frumos ar fi prezentată Evanghelia aceea, nu este Evanghelia adevărată. Evanghelia este una singură. Una singură. Și are aceste două alternative. Ori, ori. Din păcate, Evanghelia care se predică astăzi are nu doar trei alternative. Are o grămadă. Se poate și așa. Se poate și invers. Se poate și cum cred eu. Și culmea că omul acesta pe nume Ioan, care se bucura de popularitate, cum nu cred că s-a bucurat cineva vreodată. Tot ținutul iudeii au ieșit să fie botezați toți, nu până la ultimul, ci o mare majoritate. Și mergeau un pustiu să asculte. Când au auzit, au venit unii și au încercat să stârnească gelosie în el, că cel pe care el îl botezase, adică pe Iisus, botează și eu și lumea, se duce după el. Când au auzit Ioan asta, țineți minte ce a spus. Ai auzit că cel pe care l-ai botezat, botează și el și lumea, acum se duce după el, tu rămâi singur. Știu ce spune Ioan? Cel mai mare om născut din femeie. Dar eu nu v-am spus că pentru asta am venit? Eu nu v-am spus că n-am venit pentru mine? Eu n-am venit să-mi clădesc eu un imperiu aici. Eu pentru el am venit. Prin urmare, duceți-vă după el. Astfel predică Ioan Evanghelia. Și lui Rod Antipa, Dumnezeu îi dă harul să asculte pe acest mare om, cel mai mare om născut din femeie, să-i predice. Și am citit că astfel predica Ioan Evanghelia. Cum predica? Lui Rod îi spunea, nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău, Filip. Irodiad avea necaz pe Ioan. Și vroia să o moare, dar nu putea. Mi-a trage atenția versetul și expresia pe care am subliniat-o când am citit. Căci Irod se temea de Ioan. Dar de ce se temea de Ioan? John Knox a fost un om care istoria spune despre el că a stat într-o zi 9 ore într-o groapă, într-un puț. Evident, fără apă. Și 9 ore a strigat și a agonizat acolo, Doamne, dă-mi scoția sau mor. Își însușise cuvintele femeii din vechime care a spus soțului său, dă-mi copii sau mor. Și el a zis, dar cine sunt eu, Dumnezeu? Și Dumnezeu i-a dat. Despre John Knox, regina contemporană acestui om a Marii Britanii, din vremea aceea, spunea, nu mă tem de toată armata Scoției, cât mă tem de John Knox, de omul acesta. Căci era un om neprihănit și sfânt. Dați puțin timpul înapoi, înainte de 89, cu toate că tovarășii comuniști nu suportau pocăiții, se temeau
de oamenii lui Dumnezeu. Dar de ce? Erau neprihăniți. Acum eu vă pun o întrebare și mă includ și pe mine în întrebarea asta. De noi se mai tem oamenii. Poate se tem de relațiile pe care le avem. Poate se tem de influența pe care am avea-o. Poate se tem de amenințările noastre. Dar de Ioan se temea Irod, pentru că era un om. Cum? Neprihănit! Oamenii neprihăniți nu impun un respect și atât de oamenii neprihăniți, cei străini de Dumnezeu au teamă, au frică. Irod se temea de Ioan, fiindcă știa un om neprihănit și sfânt, îl ocrotea. Și când îl auzea de multe ori, stătea cu bănănești din ce să facă. Și l-a ascultat cu plăcere. Totuși a venit o zi cu bun prilej, când Irod își prăznuia ziua nașterii, a dat un ospăț cu el în osei mai marilor oastei fruntașilor Galilei. A intrat nepoata lui în sala de petrecere, a dansat și ce s-a întâmplat. A fost sedus de dansul ei, a chemat-o lui și a spus, spune-mi ce vrei să-ți dau, de vrei jumătate din împărăție ți-o dau ție. Și fata era o copilă inocentă, nu știa ce să ceară, nevinovată. S-a dus la mamă și a spus, uite ce mi-a spus unchiul. Îmi dă jumătate din împărăție, ce să-i cer? Și i-a spus, există aici cineva care pune în pericol toată împărăția și capul acestui sfânt valorează mai mult decât toată împărăția sau jumătate din împărăție, cere în capul lui Ioan Botezătorul. Omul care predica, cum v-am spus, Evanghelia nu în trei culori, ci în două. Alb și negru. Omul care a spus, nu veniți după mine, ci mergeți după el. Pentru că el este înainte de mine. Omul acesta îi predică lui Irod Evanghelia și spune Irod, trimite-o pe Irodiana acasă. Scapă-ne! Nu-ți este îngăduit! Cum? Că Irod acesta era un om din cale în afară de rău. Am citit despre el că era mustrat de Ioan pentru Irodiana, nevasta fratelui său, Filip, și pentru toate relele pe care le făcuse. Și pe lângă toate acestea, l-a închis pe Ioan în temniță și a tăiat capul. Relatarea asta mie naște câteva întrebări la care voi răspunde în această seară. De ce Dumnezeu l-a lăsat pe Irod Antipa să facă ce vrea? De ce l-a lăsat să-i taie capul lui Ioan Botezătorul, cel care pregătise calea lui Mesia, cel mai mare om născut din femeie? De ce? Pusă pentru noi întrebarea asta ar suna astfel. De ce Dumnezeu îi lasă pe unii oameni să-și facă de cap, să facă ce vor? De ce? Dar dacă pun întrebarea asta, folosind persoana a doua plural, pe ei, și nu pe noi, poate n-are sens. Poate n-are sens. De ce ne lasă Dumnezeu uneori să facem ce vrem? De ce lasă Dumnezeu pe unii oameni
să facă tot felul de rele. De ce? De ce în ciuda atenționărilor? De ce în ciuda chemării pe care Dumnezeu le-o face de a se opri? Totuși Dumnezeu îi lasă să continue. De ce? De ce? A treia întrebare la care voi răspunde în această seară este: ce se întâmplă când Dumnezeu lasă pe cineva să facă ce vrea? Pe lângă toate relele pe care le făcuse, am citit în seara asta și am repetat și repet, am adăugat și pe acesta, că am închis pe Ioan în temniță. Vom vedea în această seară că există un păcat. Un păcat despre care voi spune în prima parte, în seara asta, doar așa, o mică subliniere, este capicurul acela care umple ce? Există o vorbă în popor. Picurul care umple paharul. Paharul. Și Irod se face vinovat de păcatul acesta. Ca să stârnesc mai multă atenție dumneavoastră, este vorba de păcatul acela despre care Biblia spune despre cineva săvârșind un păcat roagă de pe drău. Dacă păcatul acela duce la moarte, ce să faci? Ce să faci? Nu te ruga. Nu te ruga. De ce Dumnezeu îi lasă pe unii oameni să facă ce vor? De ce în ciuda avertismentelor îi lasă? De ce nu lasă? Ai simțit vreodată sau te-ai întrebat vreodată, Doamne, sau fără să spui Doamne, să te întreb pe tine însuți, am făcut asta, am făcut cealaltă, am făcut cealaltă. Cu toate astea merge bine, n-am nicio problemă. Ce interpretare ai legat de Dumnezeu? Ce zice Dumnezeu în cazul acesta? De ce Dumnezeu îi lasă pe unii oameni să facă ce vor? De ce? Titlul mesajului din această seară, făcându-te la păcatul acela pentru care nu mă mai pot ruga, este titlul acesta. Ai grijă ce adaugi la viața ta. Ai grijă. La viața mea pot adăuga și în fiecare zi adaug ceva. O cântare spune, nu știu că nu știi cântarea asta, e veche, se cânta în bisericile pentecostale și nu numai. Și viața mea e ca o peniță, și viața ta e ca o peniță cu care scrii mereu la rând. Și până la ultima portiță ce ai scris pe inimi tăbliță, nu se va șterge. Nici de cum. Și ce a spus Pilat, când au venit unii și au citit, erau opensați. Un rege cu coroană de spini pe cruce. A zis, Pilat,
ne bagiocorește spunând că e regele nostru Iisus Hristos din Nazaret, împăratul iudeilor. Șterge asta, i-au spus ei. Și ne zbinde și a spus Pilat. Și am scris? Am scris. Ce scriu la viața mea, rămâne scris. Ce adaug la viața mea, rămâne adăugat. Ai grijă ce adaugi la viața ta. Ai grijă când Dumnezeu, unghiile mele, te lasă să faci ce vrei cu viața ta. Dar, ca să răspund la prima întrebare, de ce Dumnezeu se pare că îi lasă pe unii oameni să facă ce vor. Unu. Atunci când Dumnezeu ne lasă să facem ce vrem și nu intervine în viața noastră, cred că cea mai la îndemână părere sau cel mai la îndemână răspuns este acesta. Dumnezeu e bun, de-aia mă lasă să fac ce vreau. Nu vă chem să ridicați mâna câți ați crede asta, pentru că deja am lăsat să se înțeleagă că răspunsul acesta e greșit. Dar poate cineva s-a hrănit cu el. Când Dumnezeu lasă pe unii oameni să facă ce vor, pe tine să facă ce vor, să vină la biserică duminica și în cursul săptămânii și în uică noaptea să umble pe unde știu ei și lasă. Nu se mai întâmplă asta ce s-a întâmplat cu Anania și Safira. Ne îngrozește textul acela. Ne îngrozește. Au venit să spună cu cât au vândut moșoara. Și l-au ofensat pe Dumnezeu, crezând că îl poate minți. Cum de v-a umplut Satana inima ca să-l mințiți pe Duhul Sfânt? Voi n-ați mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu, care nu poate fi mințit înșel. Și-a murit acolo. Frații mei, știți că atunci când Dumnezeu va judeca, fac o subliniere legată de Anania și Safira. Acesta este standardul după care Dumnezeu ne va judeca. Dacă pe mine sau față de mine va închide ochii în ziua aceea, vinovat fiind de același păcat ca și păcatul Ananiei și Safirei, Dumnezeu ar fi nedrept și Dumnezeu nu poate fi. E adevărat sau nu? Frații mei, asta este Evanghelia. De-aia tremur. Din pricina ei, că Evanghelia asta nu-i glumă. Nu-i glumă. E bun Dumnezeu cu noi? Că ne lasă să facem ce vrem? Ca să răspund mai simplu, nu că n-ați înțelege, folosind în același timp pasaje biblice. Care tată e bun cu copilul? Spuneți-mi mie. Tatăl care atunci când copilul spune Biblia, îi lăsa să facă ce vrea? Sau tatăl acela care își disciplinează copilul, care-i tatăl bun? Care? Părintele care îl iubește atât de mult încât îl lasă să facă ce vrea? Sau părintele care ia nu ia mă? Care părintele? Și vine Pavel și spune: suferiți ce? Pedeapsa cui? A Domnului. Dar de ce?
El se poartă cu noi ca și cu niște, spuneți, fii. Care este tatăl acela care, iubindu-și copilul, nu-l disciplinează? Și dacă un tată care îl iubește și e bun cu copilul acela, de aceea îl disciplinează? Dumnezeu care este infinit mai bun, atenție, nu poate să mă lasă să fac ce vreau. Nu mă va lăsa să fac ce vreau. Iar nu iau, dacă e bun cu mine. Să spun asta, da? De bun cu mine, iar nu iau. De bun cu mine, mă pedepsește când? Odată cu lumea sau aici? Spuneți-mi când. Aici. Întrebați-mă dacă îmi place asta. Nu-mi place. Dar știu că e sănătos asta. Aleluia. 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 Întrebați-mă dacă cu plăcere primesc asta. Nu! Dar Biblia spune, suferiți pe deasă. El se poartă cu noi ca și cu niște fii. Prin urmare, dacă e bun cu mine, nu mă lasă să fac ce vreau. Dacă e bun cu tine, bărbat sau femeie, tânăr sau tânără, nu te lasă să faci ce vreau. Nu te lasă să slujești și să trăiești viața în păcat. Nu te lasă. Nu te lasă. Nu te lasă să-L trădezi pe El. Nu te lasă. Nu te lasă. Nu te lasă să crezi că-L poți sluji pe El și lumea asta. Nu te lasă. Nu te lasă și să predici și să trăiești în păcat. Nu te lasă. Nu te lasă și să cânți în adunare și peste tot. Nu te lasă. Nu te lasă. Când spun peste tot, în afara slujbelor cu caracter religios, adică în lumea asta, nu te lasă. Pentru că ștacheta n-am ridicat-o eu, a ridicat-o El. Cine vine la mine și nu lasă casă, masă, frați, surori, e vrednic sau nu de mine vrednic? Spuneți-mi, este sau nu? Nu. Dar după Evanghelia predicată astăzi, se poate și așa. Și Iisus a spus nu. Nu. Și acum eu vreau să pun o întrebare. Faină, dar grea. Știind deja răspunsul la întrebarea asta, e bun Dumnezeu? Tânărul, e bun Dumnezeu cu tine? E bun? De te lasă să faci ce vrei? Da. Dovada exclusivă a bunătății Lui, a iubirii Lui, este aceasta. Eu mustru și pedepsesc pe cine? Pe toți aceia pe care iubesc. Dacă suntem scutiți de pedeapsă, dacă ne lasă să facem ce vrem, suntem copii din... Eu urât cuvântul. Voi folosi un cuvânt mai... Nu ca să îndulcesc. E și urât cuvântul ăsta de la predică. Sunteți copii din flori și nu fi. Să predic o altă Evanghelie, a spus-o El. Dacă suntem scutiți de pedeapsă, dacă ne lasă să facem ce vrem, n-are treabă cu noi.
Știu ce spune David la un moment dat în Psalmul 119. Până și am fost smerit, rătăceam. Dar acum păzesc cuvântul tău. E spre binele meu că m-ai smerit. E spre binele meu că ea nu iau. E spre binele meu când mă curăță să aduc mai mult rod. Har nu înseamnă să o duc bine. Har înseamnă să fiu în mâna Olandului. Har înseamnă să mă frământe. Ăsta e har. Întrebați-mă dacă îmi place. Nu-mi place. Mai ales frământarea din ultima vreme. Nu mica suferință prin care am trecut. Și cu fata noastră măritată prin ce am trecut. Nu mi-a plăcut frământarea aia. Dar am mulțumit lui că sunt în mâna Olavului. Și atâta timp cât sunt în mâna Olavului, de mă doare, ăsta-i har. De nu mă lasă să fac ce vreau, ăsta-i har. Vreau să vă mărturisesc ceva. Anul trecut, o parte din frații de la Izvor Mântuirii, câțiva sunt aici. Fratele Manu, Iosif, fratele Marinuș au fost la Constanța. Le-am spus după, pe ce au venit, m-am dus la o soră, care a fost cândva, îi spusesem lui Florin acasă, despre ea, bolnavă de cancer cândva, a fost adus în pătul de la pasărat. Biserica atunci s-a rugat pentru ea și a fost vindecată. Instantaneu s-a ridicat pe picioare și a mers în casă. Astăzi e vas de lucru. M-am dus azvară. Aveam sufletul întristat din pricina unor probleme. Și am avut un cuvânt profetic. Niciodată Dumnezeu nu mi-a vorbit în felul acesta. Bărbatule, a zis Dumnezeu, m-am purtat aspru cu tine ca să te țin în frâu. Nu vreau să mai dau partea a doua, pentru că nu vreau să mi-asum ceva. Dar cuvintele acestea nu le-am uitat iarna asta. M-am purtat aspru cu tine ca să te țin în frâu. Asta-i bunătate. Asta-i bunătate. Mi-am adus aminte de Pavel care a spus ca să nu mă umflu de mândrie. L-a lăsat Dumnezeu pe un sol al satanei să mă bălbuiască. Am înțepus și în carne, i-am spus lui Dumnezeu, ia-mi-a. Și Dumnezeu a spus, harul meu în slăbiciune e făcut de slăbiciune. Harul meu ție este neușos. L-a rugat pe Dumnezeu ceva. Indiferent cât de tare m-ar durea în viața asta, din mâna Lui să nu mă lasă. El e Olavul. Noi suntem lutul. De nu ne mai frământă, n-are treabă cu noi. Recam ieri la botez despre chipul lui Hristos. De mă lasă să îmbrac chipul lumii și nu mă oprește, n-are treabă cu mine. Doi, de ce ne lasă să facem ce vrem? Poate cineva va spune că nu vede, că nu-l preocupă toate. Oare? Nu vedea ce face Irod Antipa? Nu vede el ce fac oamenii? Nu vede el ce fac eu? Știm în Psalmul 139, Doamne, nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu-l cunoști. Da. Există un soi de oameni care gândesc, așa cum spune psalmistul în Psalmul 94.
El spune, Doamne Dumnezeu răzbunătorilor, Tu Dumnezeu răzbunătorilor, arată-te, scoală-te, judecătorul pământului, și răspătește celor mândri după faptele lor, până când vor birui cei răi. Doamne, până când vor birui cei răi, îi țin cuvântări puternice, vorbesc cu trufie, și toți cei ce fac rău se fălesc. Ei zdrobesc pe poporul Tău, Doamne, și asupresc moștenirea Ta în junghie, pe văduvă și pe străini, ucid pe orfani. Uitați-vă care e raționamentul lor. Acelor care fac răul și nu li se întâmplă nimic. Nu vede Domnul. Și dacă ar vedea, nu-l interesează. Dumnezeul lui Iacov nu ia aminte. Totuși, învățați-vă minte, oameni fără minte. Nu atribui nimănui versetul acesta, doar citesc. Și Psalmistul spune, când veți înțelepți nebunilor, cel care a sădit urechea s-ar putea să n-audă. Cel care a întocmit ochiul s-ar putea să nu vadă. Cel care pedepsește neamurile s-ar putea să nu pedepsească. Cel care nu poate vedea păcatul, oare nu va pedepsi? Știți că uneori sunt contrariat ca și Habacuc. Îl întreabă Dumnezeu pe Habacuc, Doamne, chiar Tu poți privi nelegiuirea, Doamne? Când ochii Tăi sunt așa curați, Tu poți privi nelegiuirea? Până când, Doamne, ce răi își vor face de cap? Până când, Doamne, cineva va crede că Tu nu vezi? Și că Tu aprobi nelegiuirea. Când Dumnezeu lasă pe unii să facă ce vor, nu înseamnă că nu vede și că nu-L interesează. El vede totul. Unul din numele pe care Dumnezeu îl poartă este numele pe care, să zicem, l-a descoperit Agar. Agar, când a fugit de Sara, pentru că s-a purtat rău cu ea, pentru că asta era însărcinată Agar. Și a fugit în pustiu, Dumnezeu a întrebat, ce faci? Am fugit de stăpâna. Se dădea mare că era însărcinată. Dumnezeu îi spune, știu că ești însărcinată, vei naște un fiu, îi pune numele Ismael. Va fi ca un măgar sălbatic, împiel împotriva tuturor, ca și astăzi, și toți împotriva lui. Du-te, supune-te. Și pentru că avea nevoie de apă, supune-te, stăpânei tale. Dumnezeu îi deschide ochii, vede un izvor de apă. Și a zice, izvorul acesta îi dau numele pentru totdeauna. El Roi, Dumnezeu vede. 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 L-am auzit pe pastorul Gicu Stan. A fost pastor în Cluj, biserica din Zorilor. Spunând cum s-a întors tatălui la pocăință, legat de un Dumnezeu care vede, care cunoaște. A auzit de pocăiți și era supărat pe ei. A zis într-o zi, am să mă duc și să fac deranj acolo. Și a băgat în buzunarul stâng piatră sau pietre. A luat puțină tărie și a spus, mă duc unde sunt ei. Și când unul dintre ei se va ridica în picioare, voi considera că acela face pe predicatorul, pe șeful, voi lua piatra din partea stângă, din buzunarul din partea stângă și îl voi lovi în cap cu el. Ce tatăl meu a intrat pilit la o seară de rugăciune într-o casă. Și oamenii se rugau, frații se rugau. O copilă de 13 ani niciodată n-a pusese vedere în viața ei. Când rugăciunea s-a încheiat, a strigat, am avut o vedenie! Și pentru că nu era amvon, era masă, mică de statură, au pus-o pe masă. Și a spus așa, fata asta, astăzi am văzut într-o vedenie, acum aici, că a intrat un bărbat și îi spune numele și prenumele. Îi spune satul din care venea și numărul de casă la care locuia.
Deci în buzunarul din partea stângă are pietre. A venit să rănească pe cineva cu el. Bărbatul acela, tatăl pastorului Cicustan, a căzut cu fața la pământ acolo. Ce s-a întâmplat? Ilias Neteștiu a rămas acolo pentru totdeauna. Același Dumnezeu aici. Aleluia! Probabil că o parte din dumneavoastră s-a auzit de fratele Pavelea de la Husasău. A murit după Revoluție. El a avut cuvânt clar, profetic, că va veni Revoluția. Într-o zi l-a chemat acasă cineva să se roage pentru soția lui bolnavă. Dintr-o dată a căzut bolnavă. Și când fratele Pavelea s-a dus la ei în casă, a zis, aveți ceva de mărturisit? Ce vă spun acum, am spus recent aici în București, la o împărtășire, la o întâlnire. Și i-au spus, nu, n-avem nimic. Și aveau, era prea banal să spună. Și treabă, n-aveți nimic de mărturisit? Nu! Când a venit la voi, mi-a arătase Domnul. Veneați cu căruța spre casă. Și ați oprit căruța și ați luat un bostan dintr-un lan de porumb. Și l-ați pus în căruță. Era al vostru, a întrebat fratele Pavela. Și au spus, nu, era de la CAP-ul. Îți vine să râzi. Dar tremur pentru că Dumnezeu e Sfânt. Sfânt. Un bostan. Veneam pe mașină în coace de la Constanța. Vă mărturisesc ceva. M-am rugat puțin, nu mult, ca să nu las impresie. Dar i-am pus o întrebare lui Dumnezeu. Am zis, Doamne, făcând în mintea mea legătură la oameni de felul acesta, care nu erau școliți. Nu citeau atât de bine. Dar auzeau vocea lui Dumnezeu. Și l-am întrebat, Doamne, cum de oameni ăștia te-au cunoscut atât de aproape pe tine? Cum? Cum de ei auzeau vocea ta? Poate eu articulez mai bine cuvintele din cartea asta. Poate. Poate știu mai multe decât ei din cartea asta. Dar n-am atins încă intimitatea pe care oamenii aceștia o aveau cu tata. N-am atins-o. Și vă mărturisesc în inima mea că vreau să-i aud vocea mai mult decât eu aud. Nu vede Dumnezeu? Vede un bostan care nu era proprietatea celei familii. Știți ce mă întreb eu în fața unei astfel de experiențe? În fața Scripturii care ne prezintă pe Dumnezeul acesta Sfânt, 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 la modul absolut. Cine mai poate atunci fi mântuit? Cine? Și e cu neputință la oameni, e cu putință la Dumnezeu. Aleluia! La Dumnezeu. De ce ne lasă să facem ce vrem? E bun? Nu. De bun, ea nu ia. Nu vede! Am convingerea că toți de ei suntem conștienți că vede. Dar de cele mai multe ori ne comportăm ca și cum el n-ar vedea. Știți că-l ofensăm? Un răspuns la întrebarea pe care o pusese lui Dumnezeu l-am primit într-o zi. Unul din el
De ce, Doamne, nu-ți văd mai bine fața? Pentru că sunt momente în viața noastră când ne-ar plăcea să nu se uite la noi. Și sunt momente, mai ales atunci când mă ridic la amvon, să se uite la mine. Dar pretenția asta este una iluzorie. Dacă eu uneori vreau să nu se uite sau să mă ascund de fața lui, nu pot avea pretenția, nu că aș câștiga vreun merit căutând doar fața lui, dar nu pot avea pretenția să-i văd fața. Nu pot. Sunt momente în viața asta când ne-am dorit să nu ne vadă ce facem. Dar când ne ridicăm, avem nevoie de însoțirea lui, așa? Vrem să simțim Duhul Sfânt, vrem să simțim prezența. Merg mai departe. De ce ne lasă să facem ce vrem? Un răspuns care se apropie de adevăr este acesta. Are milă. Spuneam, se apropie de adevăr răspunsul acesta. Pentru că n-are în el tot adevărul. Are milă, are har, are îndelungă răbdare. S-ar putea. Ca să aibă îndelungă răbdare față de unii, de aceea îi lasă să facă ce vor. Are milă! Dar mila asta nu doar că nu înseamnă mântuire. Mila asta, ca și în cazul Irod Antipa, într-o zi se gata. Când Irod îi predica lui Ioan și îl asculta cu plăcere, stătea în cumpănă. Era cercetat. Dumnezeu a avut milă față de Irod Antipa. Într-o zi a comis păcatul acela care umple paharul. Și din momentul acela în partea a doua răspund la întrebarea ce se întâmplă când Dumnezeu ne lasă să facem ce vrem. Și ce se întâmplă când comitem păcatul acela? Acela. Nu știu cum se dau. Să știți că nu este al miilea. Vom vedea seara asta, poate fi al treilea. Nu este al păcatul pe care cineva îl adaugă după ani de trăire pe pământul acesta. Oricând cineva poate adăuga păcatul acela la viață. Știți care este păcatul acela? E păcatul pe care atunci când îl comitem, nu ne mai putem opri. Ce se întâmplă când Dumnezeu ne lasă să facem ce vrem? Este și răspuns la întrebarea asta. Nu ne mai putem opri. Am citit din Evanghelia după Marcu că atunci când a venit fata Irodiadei să ceară capul Ioan Botezătorul, Irod s-a întristat. Dar din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeților, a citit că n-a vrut să zică nu. E lesne de înțeles. N-a mai putut să spună. Trag un semnal de alarmă în Biserica Maranată în seara asta. E atmosferă de liniște. Dar știu că-i Dumnezeu aici. Semnalul de alarmă în seara asta este acesta. Când adaugi păcate după păcate la viața ta, nu te mai poți opri. Nu te mai poți.
poți întoarce. Nu mai scap de viciul acela. Am crescut în sat. În satul în care și locuiesc, practic un fel de cartier, ca să spun că nu sunt chiar de la țară. Dar e bine la țară. Oriunde e bine, dacă ești cu Dumnezeu, asta e cel mai important. Am crescut în biserică cu mai mulți tineri. Într-o seară veneam de la Lugașul de Jos, una din bisericile pe care o slujesc, și am întâlnit un bărbat mai mare ca mine, n-a fost însurat niciodată. În fața blocului în care stătea, într-o garsonie, un om dependent de alcool, un om care în ultima vreme nu a prins spitale a fost, sau fusese. I-am rostit numele, nume pe care nu-l dau în seara asta aici, pentru că familia poate să audă și nu vreau să pune numele pe nimeni. Era săptămâna mare, aproape de perioada asta. Și am zis, uite, săptămâna asta e săptămâna mare, avem slujbe, joi, vineri, duminică, luni, hai la adunare. Dacă vii, poate Dumnezeu te scapă de duhul acesta de alcool care e peste tine. Să știți că reacția lui n-a fost una care să mă repezească, să-mi spună ce treabă ai cu mine, vezi de treaba ta. Mi-a spus ceva ce n-am să uit niciodată. Acasă, pentru că influența e maghiară, îmi spune Ioșca de la Iosif. Și a zis, Ioșca, tu nu știi ce înseamnă să te ia alcoolul pe dinainte. Știți ce am spus? Ce adevăr spune omul ăsta? Și a zis, Doamne, îți mulțumesc că n-am avut parte de experiența asta tristă. Când te ia acolo pe dinainte, nu te mai poți opri. Când te iau drogurile pe dinainte, nu te mai poți opri. Nu te mai poți opri din alcool, din tutun, din droguri. Nu te mai poți opri de la jocurile de noroc. Îmi spunea un prieten, frate, pentru care se ruga mama lui, și aveam bani, vindea valută pe stradă, o schimba, o vindea, ideea asta. Intram în cazinouri și topeam sute și mii de euro. Mă blestemam că nu mai intru acolo. Îmi blestemam mâinile și picioarele. Și bine că Dumnezeu nu a luat în seama asta. Și după ce mă blestemam și pierdeam sute și o mie de euro și mai multe seama, după ce câștigam, iar mă atrăgea ceva acolo. Și frate, nu mă mai puteam. Vreau să vă întreb, tinerilor care sunteți pe sus, vreți să plătiți prețul ăsta? Ai vrea să mai poți intra în adunare și nu mai poți, nu te lasă. Legătura diavolului nu te lasă. Ai vrea să te mai poți ruga odată? Ai vrea să scapi și nu mai poți. Nu te mai poți opri. Așa se întâmplă cu cei care consumă imagini și site-uri mortale. Studiile spun, statisticile, că din 5 accesări pe internet, 3 cel puțin, dacă nu 4, intră acolo. Mi-a scris un bărbat într-o zi din Spania, căsătorit, pe e-mail, nu mi-a dat, nu și-a dat numele, nici n-am avut curiozitate. Și a zis, pastore, sunt un bărbat din România. Știți, românești era evident. Sunt în Spania undeva. Vreau să spun ce problemă am. Am soție, am copii. Dar am o problemă. Merg la serviciu, aduc și bani acasă.
Dar când mă întorc de la serviciu, ceva mă atrage, mă atrage la internet cafe. Și nu ies de acolo până când îmi satisfac mintea bolnavă. Nu mai pot, pastor! Nu mai pot. Aș vrea să nu mai merg acolo! Dar nu mă mai pot. Citim în Biblie despre omul care se duce la femeia stricată, este ca un bou care se duce unde? La măcelărie. De bună voie. Nu se mai poate. Când cineva o apucă pe calea asta, nu se mai poate opri. Dar nu vreau să-i fac vreo nedreptate lui Dumnezeu în această seară. Și ceva va spune, cum adică să-i faci nedreptate? Să presupun că ne-am fi putut opri cândva. Trebuie să spun adevăr. Noi ne-am născut cu incapacitatea de a spune nu păcat. Ne-am născut morți în păcatele noastre, spune Pavel, în care trăiam odinioară. După mersul lumea acesteia, după Domnul puterii, văzduhul, era morți. Și un om mort este incapabil să se ridice. Incapabil. Dar în omul acesta mort există o vreme în care dă să învățească gândul de a face bine. Gândul veșnicii. E conștiința pe care Dumnezeu a pus-o în noi. Îți dă semnale că nu faci bine. Deci ne-am născut cu incapacitatea de a spune nu păcatului, de a birui păcatul. Ei, când cineva pe lângă că aceasta e condiția în care noi ne-am născut, tot adaugă păcate. Posibilitatea să se trezească este seara. Nu se mai poate opri. De ce am spus lucrul acesta? Dacă suntem noi aici în seara asta, dacă putem cânta și ne ruga, dacă mergem și venim de la adunare, nu-i că noi ne-am oprit. Ne-a oprit El. Aleluia! 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 Îmi vine să stric cât se poate. Întoarcerea n-a fost a mea. De la El a venit. Aleluia! Pocăința n-a fost a ta. De la El a venit. Nu mă mai ridica singur din groapă. Dar mi spune, îmi pusese nădejdea în Domnul. El s-a plecat spre mine. El ne-a ascultat strigăte. El ne-a scos din groapa pe El. El ne-a scos din fundul morcilei și ne-a pus picioare pe stâncă. El ne-a întărit pașii. El ne-a mântuit. El ne-a oprit. El ne-a trezit din somnul păcatului. Noi eram morți și El ne-a dus la viață. Duhul Sfânt ne-a dus la viață. Evanghelia ne-a transformat ființa. Când cineva cu bună știință adaugă, nu se mai poate opri. Nu cunoașteți oameni care plâng că nu se mai pot opri. Plâng lângă ei, cei dragi, plânge soția când se duce unde nu trebuie. El nu se mai poate.
ce? Toată vremea asta poate avea pretenția că Dumnezeu îl iubește și se liniștește cu asta. Tu urăști pe cei ce fac fără de legea. Am citat din Scriptură, chiar dacă am citat din Psalm. Tu urăști pe cei ce fac fără de legea. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În adevăr, Dumnezeu n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede, nu este judecat, dar cine nu crede. Dar cine nu crede, a și fost judecat. Și cine nu crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și nu se întoarce la El, mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Ioan 3:36. De ce nu se predică Evanghelia scrisă în felul acesta? De ce toată lumea e iubită de Dumnezeu și primită oricum? Dumnezeu trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pavel spune despre taina fără de lege. Pentru că n-au primit dragostea adevărului. O las pentru noi toți ca o temă de casă. Dragostea adevărului. Nu dragostea favorită de mine, inventată de mine. Dragostea adevărului. Când cineva adaugă păcate după păcate, nu se mai poate opri. Doi! Când cineva adaugă păcate după păcate, ca și Irod Antipa, conștientizează păcatul. Se temea de Ioan. Îl știa un om neprihănit și sfânt. Când i s-a cerut capul lui Ioan, Botezătorul, era conștient ce face. Când cineva adaugă păcat după păcat la viața lui, conștientizează păcatul, dar nu se mai, nu-l mai doare păcatul. Nu mă doare când mint, când mă uit unde nu trebuie, nu mă mai doare. În Psalmul 38 există un verset care este o bază acestei afirmații și observații. Versetul 18, ca să nu lungesc mult, deja a trecut timpul. Eu mărturisesc fără de legea, mă doare de păcatul meu. Frații mei, de la mână, atâtea biserici frumoase sunt astăzi. Mi-a plăcut o observație spusă de cineva. Biserica a fost cândva sarea pământului, acum a ajuns zahărul lumii. Biserici atractive, dulci, dulci, dulci. Poate și mai puțin atractive. Eu cred că adevărata biserică e biserica în care doare păcat. Nu în care există cor, orgă, cântăreți, predicatori, care are sanctuar, sau, ci e biserica în care Dumnezeu, din care Dumnezeu încă n-a luat ce credeți, la ce fac referire. Spune bisericii din Efes, că dacă nu se întoarce la fatele din tâi, la pocăință adevărată, și place să meargă în virtutea mersului ei, o las, dar fără sfeșnic. Îmi iau sfeșnicul de lucru. Prin comparație, lumina din seara asta ne ajută să ne vedem. Să ne vedem hainele. Ne vedem dacă-s faine, dacă-s călcate, ne vedem fețele.
Dar lumina aia steșnicului, ce rol credeți că avea? Lumina asta, ca și lumina soarelui, luminează exteriorul. Lumina sfeșnicului este lumina care luminează interiorul. Despre lumina asta a spus Pavel când era pe drumul Damascului, am văzut o lumină mai puternică decât lumina soarelui. Asta l-a încercat. Nu iscusința predicatorilor genunchiază. Și lumina sfeșnicului. Bisericile în care păcatul nu doare pot fi faine. Pot fi pentecostale. Și ca să nu fiu subiectiv, pot fi în cult sau în afară din cult. Dacă nu doare păcatul, nu e biserică. Dacă nu mă doare păcatul, n-am nicio treabă. Când cineva adaugă păcat după păcarea viața lui, conștientizează ce face, dar nu-l doare. Să presupunem. Și presupunerea asta ar fi o normalitate, frașisorilor, prezenți aici. Că se aprinde lumina la Maranata în seama asta. Haleluia! 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 Aleluia! Aprinde Dumnezeu sfânt. Aleluia! Aprinde Dumnezeu lumina. Primul care ai văzut, care ar trebui văzut, aș fi eu. Nici nu știu dacă chiar vreau în seara asta să prinde Dumnezeu sfeșnicul aici. Dar e mai sănătos să mă rog să-l aprindă. Poate nu învăț starea cum trebuie. Am nevoie de lumina lui. Rugați-L pe Dumnezeu. Dacă pleacă unii din adunare, și nu mai vine. Dacă sunteți lipsiți de ceva ce au cele mai multe biserici astăzi, de orchestră, de predicator, de pastor, poate asta nu-i mare apagură. Rog pe Dumnezeu, de când mi-a descoperit asta în minte, în inimă, Doamne, nu lua sfeșnicul din bisericile din care slujesc. Nu lua. Nu lua. Și să știți că prezența lui Dumnezeu eu nu măsor în cât de intensă e rugăciunea. Nu. Nu în funcție de atmosfera din adunare. Nici măcar în funcție de numărul celor prezenți. Când Dumnezeu e prezent, păcatul. Când Duhul Sfânt e prezent, firea este dată de oameni. Haleluia! 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 Când coboară Sfințenia Lui, oameni ca Isaia neprihăniți-vă ce e mai păcătoși oameni. Concluzia sau sublinierea legată de Isaia este asta pentru mine. Cu cât cineva e mai sfânt, cu atâta se vede mai păcătos. Cu cât cineva e mai aproape de Dumnezeu, cu atâta se vede mai departe de El. Cu cât cineva îl vede mai bine, cu atâta tremură mai tare. Cândva bisericii pentecostale sau Biserica Pentecostală avea o stigmă. Știți cum era numită Biserica Pentecostală? A spus cineva tremurici? Tremurici.
în bisericile pentecostale se tremura de frică, crezi? Credeți că se tremura de frică? Nu? N-aveau lăcașele astea de culte, era sfârșit. De l-ai luat? Pune-l, Doamne! Te nu ne-am îngrijit de uleiul din el! Și intenționat l-am lăsat să se stingă, că ne dea la bijasă. Uleiul din candelă, Evanghelia predicată cu dată. Când se predica un Dumnezeu sfânt, oamenii se temeau, de când e doar dragoste fac ce vor. Eu întreb în seara asta la Maranata, îi Dumnezeu aici? S-a cântat. Încerc să duc un cuvânt din inima seara asta. Nu de pe munte, că dacă stau în picioare, spuneam ieri, nu eu țin rădăcina, rădăcina ne ține pe toți. Hristos ne ține pe toți. Un cuvânt aplicându-mă în seara asta și spune, Doamne, dacă sunt aici, e harul Tău. Dar mă întreb, pastore, te doare păcatul? Te doare orice? Abatere cât de mică este. De nu mă doare păcatul în seara asta. De nu există durere pentru păcat în adunare. Sfeșnicul lui nu este. Când Dumnezeu ne lasă să facem ce vrem, nu ne mai putem opri. Când Dumnezeu ne lasă să facem ce vrem, conștientizăm păcatul, dar nu ne mai doare. Când Dumnezeu ne lasă să facem ce vrem, umplem paharul. Umplem paharul. Cu asta oarecum am început. Uitați ce spune Pavel la Tesaloniceni. Uitați ce spune. Iudeii aceștia omorând pe Domnul Iisus. Că noi ne-am prigonit, nu plac lui Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor oamenilor, că cine ne opresc să vorbim neamurilor ca să fie mântuite, astfel ei totdeauna pun vârf. Păcatelor lor. Pun vârf. Păcatelor lor. A fost o zi în care Irod Antipa a umplut paharul. Uitați ce spune Dumnezeu lui Avram în Geneza, capitolul 15. Sămânța ta, sămânța ta, va fi străină într-o țară care nu va fi a ei, acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Dar neamul căruia va fi roabă, îl voi judeca eu și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. În al patrulea neam, am sărit peste un verset, se va întoarce aici, căci nelegiuirea amoriților nu și-a atins vârful. Dumnezeu îi lasă pe unii să creadă că El nu vede. Să creadă că El are doar milă. Îi lasă să creadă că ei sunt privilegiați. Într-o zi se umple paharul. Există o limită. O limită. Și umplerea paharului nu-i dată, în primul rând, de mulțimea păcatelor. Știți când a umplut Irod Antipa paharul? Când a tăiat capul și a închis gura celui care îi predica. Nu trebuie să tai capul nimănui, numai să nu mai suporți adevărul. În momentul în care adevărul te tulbură și nu te mai cercetează, ai umplut paharul. Să știți că cuvântul acesta nu l-am postit niciodată în felul acesta. Când adevărul te tulbură, te deranjează și nu te mai cercetează ca și altă dată, ai umplut paharul.
Și cine ar trebui să-ți predice? Oricine, că-i tot degeaba. Cine ar trebui să cânte? Să predice 1000 de pastori. 1000 de cântăreți. Când pe cineva adevărul tulbură, a umplut paharul. Când cineva calcă în picioare, vremea de cercetare, umple paharul. Esau a umplut paharul. Nu-i timpul acum, că trebuie să merg la ultima subliniere și promit că e ultima. Nu te mai poți opri? Conștientizezi ce faci, dar nu te doare? Umpli paharul. Și patru. Într-o zi, Iisus a stat în fața lui Irod Antip. Pilat a auzit că el e din Galileea și Irod Antip a stăpânea peste Galileea la acea vreme. Din Nazaret, o provincie, Galileei era Iisus. Și a zis să-l trimit la judecătorul lui, la dregătorul lui, la cel care poate lua o hotărâre în dreptul lui. Și Biblia spune în Evanghelia după Luca, în felul următor. Când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă omul acela este galilean și când a aflat că este sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla și în Ierusalim în zilele acelea. Irod, când a văzut pe Iisus, s-a bucurat mult. Căci de mult dorea să-l vadă din pricina celor auzite despre el, l-a confundat cu Irod, cu Ioan. Și nădăjdea să-l vadă făcând vreo minune. A pus multe întrebări, dar Iisus și-a făcut. Nu i-a vorbit nimic. Când cineva adaugă păcat după păcat la viața lui, Dumnezeu nu-i mai vorbește. Nu-i mai vorbește. Să știți că pe cât de simplă este observația asta, pe atât de adâncă este. Pentru că simplu vei spune, dar eu aud predica, am auzit cântarea asta. Pentru mine, a auzi o predică și a-ți vorbi Dumnezeu este cu totul altceva. Frații români cântă o cântare, mie îmi place. Și noi o cântăm acum. Când El vorbește. Când El vorbește, de unde știu când El vorbește? Când El vorbește, pământul se calmă. Totul stă nemișcat. Ca să vă spun care e diferența. Isaia 6, după ce mi-a atins buzele cu cărbunele, luat cu căreștele de pe altar, am auzit glasul Domnului întrebând pe cine să trimit și cine va merge pentru noi. Și Isaia spune, a zis, Doamne, iată-mă, trimite-mă! Și Dumnezeu îi spune, du-te, Isaia. Dar iată subiectul predici. Eu sau ce să predici. Nu ce vrei tu, nu ce vor alții, eu îți spun. Du-te, spune poporului acestuia. Într-una veți auzi. Predici, cântă, poezii, rugăciuni, îndemnă. Și nu veți înțelege. Într-una veți vedea și nu veți pricepe. Titlul predicii Isaia împietrește inima poporului. Lasă-l să audă. Dar fără dorință de pocăință. Se teme cineva asta. A venit Iisus peste sute de ani. Și a predicat în pilde și ucenicii deranjați.
De ce nu predici pe direct? De ce în pilde? De ce în parabole? Pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele Împărăției Cerurilor, lor nu. Parafrazând, vouă v-a fost dat să auziți lor. Mai mult decât să auziți, să pricepeți, să cunoașteți tainele Împărăției. Cu ei se împlinește ce a spus Isaia. Veți auzi cu urechile voastre, nu veți înțelege, veți vedea, nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor. Și înainte de a cânta cântarea, ne pregătim. Iisus spune în Matei, capitolul 13. Poate că citind versetul acesta acasă, vei realiza ce mare har ai când se predică ce să se întâmple. Dar fericire ochii voștri ca văd și urechile voastre ca aud. Adică ascult. În finalul mesajului întreb, nu dacă auzi predica din seara asta, îți vorbește Dumnezeu? De nu pricep nimic și nu te interesează nimic, ai auzit. Te doare ceva aici pentru ce ai făcut? Îți vorbește Dumnezeu de te doare. Te simți cercetat în seara asta, în inima ta și mustrat pentru păcate pe care le faci. De simț asta îți vorbește Dumnezeu. Doamne, vorbește în seara asta. Iartă-mă, Doamne, dacă am vorbit mai mult decât trebuie. Iartă-mă. Vreau să cred că am adus cuvântul Tău. Unii aud. Și în timp ce aud, cercetează-mi și iartă. Aleluia, ne ridicăm, ne ridicăm, ne ridicăm. Sunt unii la Maranata care aud în seara asta. Sunt ochi care văd, văd sfințenia ta și văd starea lor, văd starea mea. O, deschide-mi ochii, vreau să te văd. Și să